invit în această seară să intrăm într-o lume aparte. Intrăm în lumea lui Răducu Marin, pictor și curator al acestui vernisaj important dedicat centenarului. Vorbim de artă plastică contemporană și artă decorativă. Cât despre acest eveniment, tot domnia sa o să vă vorbească la fel de sincer, la fel de direct și de relaxat. Bună seara, domnule Răducu Marin, și vă mulțumesc că ați acceptat invitația de a sta de vorbă. Cum vă spuneam ceva mai devreme, suntem la o emisiune de cultură în care discutăm despre oamenii de cultură, oamenii de artă, și în această seară vreau să vă adresez o singură întrebare. Cine sunteți, de unde veniți și ce faceți? Sunt un tânăr pensionar de la Biblioteca Națională, membru al Uniunii Artiștilor Plastici la secția de pictură, filiala București, și îmi continui activitatea acum, mai sporit decât până acum, mai creativ, mai calm, mai cu înțelepciune, să zic așa, întrucât s-au adunat multe probleme în decursul tinereței mele, în decursul activității de bibliotecar și profesor și artist plastic, activități pe care le-am desfășurat până acum, în paralel, sigur, și cu activitatea pe care am desfășurat-o la Fundația Culturală pe care am înființat-o, intitulată Zidul. E o referire la zid nu ca barieră, ci ca spațiu de decorare. Fiind absolvent al Universității Naționale de Artă, secția Artă Murală, sunt nevoit să dau viață zidurilor pe unde le întâlnesc și am întâlnit destule. Cele mai importante le-am întâlnit în mediile defavorizate din București și din Târgoviște. Am înțeles. Aș vrea acum să vorbim puțin de începuturile dumneavoastră. Când v-ați dat seama că ceea ce faceți acum este de fapt ceea ce vă doreați să faceți? Când ați început de fapt să faceți aceste lucruri? Le-am făcut, am început, mi-au plăcut primele exerciții în școala generală, bineînțeles. Sigur, sunt amintiri uneori vesele, uneori mai puțin vesele din copilăria mea, dar pot să spun că am avut noroc, fiindcă am copilărit, am învățat din clasa 1 până la 8 într-un spațiu al culturii, să zic așa, foarte aproape de Marin Preda. E vorba de moromeții care erau prieteni, cu care ne luam la întrecere în diverse concursuri de teatru, literatură, sport și arte plastice, dar și de pescuit. Marin Preda ne vizita. Sigur, el era mai reținut în exprimările lui față de noi, dar avea în jurul lui destui urmași ai mormăților care ne erau colegi, prieteni și cu care puteam să întreținem un dialog divers și plăcut copilărie. Dacă e să mă întorc un pic la perioada în care am făcut primii pași în artele plastice, trebuie să precizez totuși că este vorba de un aeroport părăsit, transformat în casă de copii, numită Siliștea Gumești, în perioada anilor 60-72, până mi-am terminat studiile, am depins de această casă de copii. Sigur, eu am, din clasa 8, am urmat Liceul de Arte Plastice Tornița și apoi Institutul de Arte Plastice, dar e interesant de amintit că acel aeroport a fost un spațiu așa de divers, așa de specific comunicării și dezvoltării creativității, încât pot să spun că mulți colegi, prieteni și oameni deschiși mai apoi la suflet și la minte, în ceea ce privește creativitatea, și-au luat zborul de pe acel aeroport, dacă e să facem o metaforă. Frumoasă metaforă, de altfel.
Eu am amintiri de la cercurile de teatru care le făceam acolo, de sport și mai ales de arte plastice, unde am învățat toate tehnicile artistice împreună cu un deosebit, un bun om, un profesor deosebit, Ștefănescu Constantin, îl numea, care ne-a învățat de la tehnicile de desen grafice, picturale și sculpturale, cam tot ce se poate face ca început, ca punct de pornire în domeniul ăsta al artelor, dezvoltate, sigur, mai apoi aceste deprinderi în timpul liceului și în timpul facultății. Dar o amintire deosebită este aceea în care iarna mergeam la peisaj în împrejurimi, parcurgeam circa 4 km dus, sigur, și în tot vreo 10 km până la zonele de peisaj deosebite în zona Muromeților și ningea pe noi, încât culorile de ulei se amestecau cu apă și erau fixate cât de cât pe cartonul, pe suportul pe care lucram, dar omul acesta ne făcea focul încât să ne putem usca și încălzi în timp ce lucram. Este o amintire pe care nu o pot compara cu alte secvențe, din alte întâmplări din perioada copilăriei. O amintire deosebită și de neuitat. Sigur că, terminând studiile, am simțit nevoia să mă apropii din nou de aceste medii defavorizate din casele de copii, din București și din Târgoviște, încât a trebuit să îi încurajez și eu pe copii, cum și alții m-au încurajat pe mine, să-mi dezvolt aceste aptitudini creative. Și pot să spun că am unele realizări, încât copiii cu care am lucrat, în timpul liber, sigur, mă deplasam mai ales la casele de copii din București și Târgoviște, unde sâmbăta, duminica, numai atunci puteam să parcurg distanțele astea de 150 de kilometri. Și ușor, ușor am pus la punct un proiect întins pe 5 ani de decorare a zidurilor de incintă a casei de copii de acolo, de băieți. Le-am făcut și un cerc. Sigur, în timpul ăsta s-au făcut filmări, s-a scris în presă, încât Instituțiile Culturale Române din Europa, văzând pe TVR internațional, au fost dornici să arătăm aceste realizări în spațiile de expoziție ale ICR-urilor, fiindcă trebuia schimbată o impresie deformată în ceea ce privește educația în casele de copii. Sigur, a fost o perioadă frumoasă, am lucrat cu studenți, cu copii la aceste ziduri de incintă. În perioada 1996-2000 și în această perioadă am realizat decorațiile la incinta aceea de 460 de metri pătrați ca suprafață. E vorba de panouri de beton care împrejmuiau instituția respectivă și, fiind foarte gri, trebuia decorată încât să creeze un ambient plăcut copilă. Și în paralel, sigur, făceam un cerc cu copiii pentru a instrui să înțeleagă ce înseamnă a decora un perete, ce înseamnă să faci o icoană, ce înseamnă să faci un tablou, și le făceam diverse expoziții acolo, în galeriile din Târgoviște. Deci asta a fost o perioadă în care a trebuit să arăt că predau o ștafetă și eu mai departe, așa cum am primit-o de la alți oameni de suflet. Lăsând la o parte aceste proiecte, care clar că sunt niște proiecte de suflet, niște proiecte la care țineți enorm de mult și se vede acest lucru,
Ce înseamnă pentru dumneavoastră tot acest univers? Acest univers este, în primul rând, un univers al cunoașterii, un univers al comunicării, în care trebuie îmbinate atât emoția artistică, cât și inteligența creativă, dar și voința de a face lucrurile cum trebuie, de a transpira foarte mult. Uneori, sigur că asta înseamnă creația, de fapt, mai mult transpirație, și din când în când și apare și acea scânteie a creativității care face să răsară acea rază de lumină, de speranță și de imagine, care trebuie împărtășită celorlalți, așa cum și noi am primit de la alții noțiunile, știința, cunoștințele necesare să evoluăm, că toată viața noastră e, de fapt, în urmă, un pelerinaj de la începuturi, din starea de cunoaștere incipientă până la faza în care te pregătești să predai ștafeta și nu numai asta, dar dacă reușești să faci toate lucrurile acestea cu împăcare de sine și cu bucurie și cu dăruire, atunci poți să spui că ai făcut ceva în viață și că a meritat. Și că drumul tău n-a fost degeaba prin această lume. Da, și că a meritat să parcurgi acest superb drum al pelerinajului prin domeniul ăsta al cunoașterii, al vieții și al manifestării într-un mod divers și creativ. Câte expoziții ați avut dumneavoastră personal de-a lungul timpului? Nu le-am numărat chiar pe toate, dar pot să spun că sunt mai multe, 20 expoziții personale și de grup, iar vreo 50, cred că am, dar cel mai important este faptul că am organizat saloane de carte și artă de inspirație medievală, mai ales în perioada în care am lucrat la Biblioteca Națională, în ultimii 10 ani. Aici a trebuit să aprofundez cunoștințele de scriere frumoasă, de imagine iconografică, dezvoltată în codexuri, primele Biblii, care le putem spune că au fost, începând de la Constantin cel Mare până la Charlemagne. Noi avem chiar la Bateneum, o filială a Bibliotecii Naționale, Codex Aureus, care este cel mai valoros codex pe care îl avea. Am înțeles. A doua parte din el este la Vatican și este o dorință de unificare a acestor codexuri. Acum să vedem în ce parte se vor duce. Tineri pictori, dacă pot să spun așa, sau tineri artiști, în această carieră lungă pe care ați avut-o, i-ați păstorit, i-ați învățat, i-ați îndrumat și i-ați adus în fața lumii să-i vadă și alții. Păi numai cei din casele de copii, sunt vreo 500 de copii, băieți și fete, dar sunt și copii din școlile la care am fost profesor timp de aproape 10 ani. Multe clase, mulți copii, să zicem 2000. E un număr impresionant dacă stăm să ne gândim. 2000 de copii totuși e mult. Dintre acești 2000, există o vorbă, dacă unul din 10 rămâne, pentru cel care l-a păstorit este la fel de important dacă ar fi fost poate un pic mai mulți. Întrebarea mea este, aveți în momentul de față un tânăr dintre cei care i-ați păstorit pe care l-ați putea recomanda telespectatorilor să-l urmărească, să-i vadă lucrările, să meargă după dânsul să, prin expoziție, prin vernisaje? N-am mai păstrat legătura cu cei mai talentați pe care i-am întâlnit la Casa de Copii din Târgoviște, dar unul a fost deosebit, Mihalache Ciprian, care a continuat cu Mihai Șerbănescu la Școala Populară de Artă, bănesc că se numește, unde predă Mihai Șerbănescu, un coleg pictor foarte cunoscut, care și el face tabere, face, mai ales în perioada Paștelui, întinde un șir întreg de lumini, de la gară până în centru,
în zona parcului și îi adună pe toți cei care, cu care am lucrat și eu, care au devenit elevi, studenți, el știe mai bine că i-am predat lui, eu n-am mai avut timp să mai ajung pe acolo, fiind preocupat de proiectele de saloane și de carte și artă medievală pe care le-am derulat în centrul Bucureștiului, la Palatul Voievodar, Curtea Veche, și în Râmnicu Vâlcea am început, de fapt, acest proiect împreună cu vicepreședintele Uniunii Artiștilor Plastici, cu Gheorghe Dican. De altfel, mi-am luat și o căsuță în apropiere, la Călimănești, tocmai pentru a fi foarte aproape de Mircea cel Bătrân, de Neagoie Basarab, și unde facem și tabere vara de pictură. Ne întâlnim în acea zonă în fiecare vară, deci cu mulți colegi artiști plastici, prin rotație de obicei, fiind zona cea mai deosebită sub aspectul peisajului și al arhitecturii medievale, fiind cele mai multe biserici pe kilometru pătrat considerate. Și acum, sigur că mai continui și acolo și la Călimănești cu taberele, care le-am organizat primele 10 ediții eu. Sigur, suntem la ediția 15-a, 16-a urmează, cu taberele din Călimănești, și în București suntem la ediția 12-a cu saloanele de carte și artă medievală. Sigur, atâta timp cât soția mea e managerul Bibliotecii Naționale, e spațiul în care ne aflăm acum, după cum observați, este un adevărat templu al cărții, dar și al promovării artelor vizuale. Se derulează în prezent, a trebuit să organizez și acest salon de artă decorativă în cadrul Salonul Național de Artă Contemporană, cu ocazia centenarului. Chiar vreau să vorbim puțin despre acest eveniment și să ne povestiți pe scurt cât considerați dumneavoastră ce se întâmplă de fapt în acest salon, în acest eveniment, cine sunt cei mai importanți, să spunem, creatori de artă frumoasă care participă în acest eveniment. În acest salon întâlnim toate tehnicile artistice din domeniul artelor decorative. Sunt cei mai reprezentativi artiști ai tapiseriei, ai ceramicii, ai sticlei, metalului. Sunt 170 de participanți, am o listă întreagă, dar dacă ar fi să-i luăm în ordine, cea mai valoroasă artistă este Cela Neamțu, și mai cunoscută și mai pioasă. Vizitând Israelul, Ierihonul, am întâlnit multe lucrări donate acolo. Da, este impresionant, că și eu m-am uitat mai devreme, până să începem interviu, m-am uitat la toate lucrările pe care le aveți expuse și trebuie să recunosc că sunt impresionante. Ceea ce este impresionant, de asemenea, este și lucrarea din spatele nostru. Despre ce ne povestește această lucrare? Artistul a căutat să surprindă un moment care ține de iconografia creștină, un moment al un gest al rugăciunii, un gest al pioșeniei. Al pioșeniei și al prețuirii cărții celei sfinte. Și e o metaforă, de fapt, o combinație de elemente. Artistul este chiar aproape pe aici, vă poate spune mai multe. Eu pot să-l laud, fiindcă am lucrat cu el restaurare la Palatul Cotroceni 3 ani, în perioada 80-83. Avem amintiri frumoase de la perioada aceea de restaurare. Este o lucrare impresionantă și aceasta. Vreau să vă întreb acum, care sunt cele mai dragi sufletului, în afară de cele despre care am povestit mai devreme, cele cu copiii de la casele de copii, care sunt cele mai dragi proiecte pe care le-ați făcut în ultima perioadă, sufletului dumneavoastră, și care ar fi următoarele proiecte pe care le aveți în plan pentru această perioadă? Păi, pe mai multe direcții ar fi așa, perioada de pelerinaj, de cunoaștere a monumentelor, a muzeelor, a locurilor de pelerinaj, locurile sfinte, ar fi de continuat acest pelerinaj, tocmai pentru a aprofunda mai mult acel univers al cunoașterii, al iconografiei creștine în special.
locurile care te fascinează cel mai mult. E foarte important să vezi la fața locului cetăți medievale, să vezi muzee, monumente, biserici. Monumente, sigur, bisericești, laice și de cult și de tot felul. Și să extragi de acolo acele lucruri, acele repere de care ai nevoie mai târziu ca sursă de inspirație, sigur, să poți să prelucrezi, să poți să dăruiești în continuare ceva deosebit de care se poate bucura și ceilalți. După acest eveniment care se întâmplă în momentul de față aici la Biblioteca Națională a României, unde este următorul proiect și despre ce este vorba? Deci începusem să spun că perioada aceasta de a cunoaște se va prelungi, e necesară. Acum, sigur, am mai mult timp, voi călători mai mult în zonele deosebite, da, de peisaj, în taberele care se organizează peste tot în țară, nu numai la Călimănești, urmează o expoziție după ce terminăm la sfârșitul lunii această expoziție dedicată centenarului. Urmează una tot dedicată centenarului cu lucrări în special realizate de colegii mei în taberele de la Bistrița, în Năsăud. Este vorba de un mare colecționar care e și muzician și îmbină artele plastice cu muzica. Vor avea loc aici și concerte. Deci cu acest prilej al centenarului, care se prelungește și anul viitor și cred că până în 2020. Da, cam așa. Înainte de a ne despărți, ca să spun așa, și nu e o despărțire, este doar o terminare a unui interviu, am să vă rog să faceți abstracție de mine. Să vă uitați înspre telespectatorii noștri, să le transmiteți un mesaj și în același timp un răspuns la o întrebare. De ce trebuie să meargă lumea la vernisaje? De ce trebuie să meargă lumea să vadă oameni care creează frumos, așa cum sunteți și dumneavoastră și toți cei cu care ați colaborat până acum? E important ca tinerii și nu numai, indiferent de vârstă, sigur că poți să fii tânăr și la 80 de ani, este important să ne apropiem de acest spațiu cultural divers care înseamnă numai artele plastice, dar și muzică și literatură, fiindcă trebuie să ne aducem aminte că dacă noi ca români suntem cunoscuți în lume, suntem datorită culturii. Sigur că mijloacele materiale nu ne ajută prea mult aici, ca dovadă că Ministerul Culturii nu distribuie suficiente fonduri, nu numai bibliotecii. În general. În general, actorilor, teatrelor, deci uniunilor de creație, nu sunt posibile, probabil, distribuiri de fonduri necesare, minimul necesare pentru desfășurare, încât artiștii sunt singurii care se descurcă foarte greu și artiștii plastici în deosebie, că sunt costuri materiale foarte mari și ei își pun până la urmă sufletul pe tavă, sacrificând cam tot ce au și pot să recicleze, să transforme din ceva care e lipsit de importanță și care trebuie să dea frumuseții de, cu prețul noi, cum zicea și Arghezii, deci știm versurile. Însă ce e trist că avem repere internaționale în cultură, dacă enumerăm Brâncuș, Enescu, Cioran, Eminescu și atâția alții, și în alte domenii, nu numai în domeniul culturii, e trist că ceilalți care alte popoare mai dezvoltate economic decât noi și care se știe foarte bine cum s-au dezvoltat, că mai mult pe seama altora care au sărăcit, continuă să desconsidere țări considerate la periferie. Sigur, noi am avut ghinionul că am fost
alipiți de spațiul comunist fără voia noastră și au mai rămas niște reminiscențe de ordin politic și economic care ne înfrânează în continuare, ne țin pe loc. Suntem în anul centenarului și cu toate astea noi nu suntem la faza în care eram când s-a făcut unirea. Ceea ce e foarte greu de înțeles. Cum adică Basarabia, cum adică Cernăuți, unde a studiat Eminescu, e tot în altă parte, nu e nelipită de țara mama. Problema e că deci nu suntem în acel contur al hărții care s-a creat în 1918 la Marea Unire. Și văd în continuare în spațiile media că se discută că n-am fi în stare nici măcar să preluăm președinția Comunității Europene. Da, asta e altă discuție. E o discuție într-adevăr, dar se uită prin discuții răuvoitoare, se uită că de fapt noi am dat culturii niște vârfuri, niște repere. Așa. Și asta este problema, de fapt, problema comunicării. Deci noi avem cultură, o comunicăm cum putem, prin manifestările noastre, nu e înțeleasă suficient și suntem în continuare disprețuiți. De ce când se vorbește de armonizarea prin comunicare a manifestărilor de tot felul, a cunoașterii în general, a unificarea IQ-ului emoțional cu cel al inteligenței, al culturii, și că numai armonizarea acestor două IQ-uri poate duce la o evoluție da, și numai atât a stăpânirii energiilor care zac în fiecare dintre noi și în legătură și cu celelalte cosmice, fiindcă la un moment dat Pământul este supus hazardului datorită cantității mari de atomi care sunt dirijați la o apăsare de buton de oricine care dintre conducătorii care au această putere și au sau suntem la discreția unora care nu e normal. Nu s-a ajuns la acel echilibru și sigur se tinde, dar e tristă această problemă. Asta ține de două ministere, în special Ministerul Culturii și Ministerul Educației. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru acest interviu, domnule Răducu. Mult succes în continuare. Mulțumesc și să ne auzim cu mult, mult bine de acum încolo. Mulțumesc și succes în tot ce faceți. Mulțumim de acum încolo și din noastră. În speranța că și această emisiune v-a ținut în fața ecranelor, vă spun să aveți o seară frumoasă, nu uitați de Gaudeamus, nu uitați să mergeți la teatru și nu uitați că arta plastică în general este încă un mod de a ne relaxa, de a ne delecta. Așa că să fiți cuminți, să fiți frumoși și să auzim numai și numai de bine. La revedere!